foarte sincer. Eu care sunt fan de povestirile, cartea chiar mea. Cartea... Bănuiesc că o să iau și niște premii. Bănuiesc. Pentru că merită. Am văzut că Florin are o festivă foarte entuziastă. Da, bine, ei au... sunt cercul ăsta lor, știi, de foști cursanți. Da, au fost. Care se susțin unul pe altul, dar, băi, sunt și buni. Adică chiar sunt buni. Și ce mi-a plăcut mie la... ai ceva din scritura lui Iar, știi, finalul la povestiri. Da, și are, și... Iar are schemele lui. Da, 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 și sunt oarecum recunoscibile, dar are și stilul ei. Deci sunt foarte lucrate, sunt foarte lucrate. Da, și, nu s-a deloc, nu e la prima tinerețe la vină. Nu, și se vede că are, ea a făcut jurnalism, facultatea, știi, se vede că are vocație de... Da. Știe cu scrie. Adică chiar nu se joacă când scrie și din cauza asta, eu zic că o să aibă succes. E făcută pentru povestiri, părerea mea. Adică eu sper să nu treacă la roman. Asta e boala lui Marius Schivu, știi? Marius Schivu când vede pe unul că începe cu povestiri și după aia îți duce la roman. Da, da. Ai tratat povestiile. Nu o să fie cazul. Adică sper. Știi, dar chiar bun. Eu vreau să fac drumul invers, știi? Adică vreau să trec de la roman la povestiri, dar nu e treaba mea. Nu e greu. Știu că e greu. N-am încercat, nu trebuie să am încercat. Nu iese. Nu pot. Eu trebuie să mă desfășor pe... Trebuie să mă desfășor pe o zonă mai largă. Așa. Dacă nu văd câmpul în fața mea, nu mă simt bine. Să mă simt că e un stres și asta cu să știi păi că este să știi trebuie să concentrezi să concentrezi acțiunea și personajul. Câteva pagini, e foarte greu. Ceva îmi dau seama. Dar și la mine e greu când încep să scriu pe 300 de pagini. Păi la tine e altceva, că la tine trebuie să ții personajul în mână și acțiunea și să o duci. Nu mai zic că am un roman pe care l-am terminat în... Că eu scriu pe foaie, știi? Scriu cu creionul și așa. Și l-am de anul trecut, l-am mai pus mâna pe el. Deci l-am terminat prin... Nu că n-am mai simțit nevoia, n-am mai avut timp. N-am mai avut timp, că acolo trebuie să stai pe el. De ce sunt bune rezidențele? Și am caietele care stau acolo și zic, mă uit din când în când la el și zic, hai că mâine, hai că poim. Ia-ți și tu anul sabatic ceva acolo ca să... Mi-am luat pentru Sebastian, mi-ajunge. Da, așa asta e o problemă. Păi vine acum vara. Da. O să fie mai... Și vara cine scrie? Numai dacă ai... Te băgăm pe o plajă în Spania? Așa, nu așa, pe plajă, așa. Nu, îmi trebuie undeva unde să fie cam în jur de 15 grade, munte, undeva aduci. În Anglia, nu știu. Deci ai înțeles mesajul, da? Da. Să fiu, să nu am caniculă, să curge apă de pe mine, să asup într-una așa și să am liniște atâta tot. Și păi, rest, în Sinaia e perfect, că sunt 20 de grade. Da, în Sinaia. Uite, da, în Sinaia, da. Dacă mă trimiți o lună la Sinaia... Îmi termin romanul și gata. Pastorala română. Așa. Că am vrut să mă iau și eu după Filip Rop. Să limit doar la tipul. În rest nu are nicio legătură cu tot. Păi e și asta un clen și de marketing. Păi este, dar pe asta mi-am și dorit. Mi-am dat pastorala română și așa rămâne. Acum te avem și pe cameră, oficial. Și știi de ce? Pentru că acțiunea, vorba lui Octavian Cotescu, se petrece la țară. Mi se pare absolut corect. Și nu apare niciun cioban, nu apare nicio oaie, știi, în Roma. Asta ca și în spațial, știi, se petrece într-un sat, dar n-apare niciun sat acolo. Deci... Nu e cu țărani, e un singur băiat care e de la țară, dar el de fapt e orășean care mai vine din când în când pe la țară să te vadă și el. Atunci ai musat și termin. Hai, termina ca să scriem despre el. Cred că la anul. Nu cred că dacă e așa conduc, cred că nu o să mai termină, nu? Deci mai punem presiune, gata, de acolo. Pastorala română, vine în curând, în anii viitori, în librării. Păi și cartea pe care o să o vedem astăzi, unde e? E în fața acolo, la Polirea. Bărbatul fără cap e una dintre povestiri. Nu întâmplător i-a dat numele, pentru că sunt două personaje centrale în cartea asta, mama și tata. De fapt e familia, universul familial, construit în jurul celor două personaje, dar cred că sunt și paternuri, nu sunt neapărat personaje. Tatăl și mama, familie comunistă, tipic, deci n-are nimic ieșit în comun. În schimb, ce e specific în cartea asta este că descrie relațiile și
acțiunile la cotidiene, așa, le descrie cu acribie fantastică, dar prin ochi de copil. Deci, prin ochii de jurnalist, până la urmă, poate să facă, să speculeze toată povestea asta. Dar a reușit să intre în pielea copilului de atunci. Asta e foarte important. Vocea aia a păstrat-o foarte bine și are amestecul ăla de candoare, uimire, inocență și maturitatea aia forțată de regim, știi, că mai toți copiii care au prins... Exact, care au prins anii 80 la coz și alte chestii de genul ăsta și are ea o imagine recurentă, sper să o povestim și în seara asta, cu mama care spală rufe la mână, pentru că mașina se strică, dar exact, și se chinuie să le stoarcă. Deci imaginea asta cu mama care se chinuie să stoarcă rufele este fantastică. Să le lipezească o jumătate. Exact, și apare tot timpul imaginea asta și mai apare când și când, de fapt în toate povestirile apare câte un cuvânt explicat, ca din dicționar, deci scoasă definiția din dicționar, dar pusă când, apare când nici nu te aștepți. Și evident că are skepsisul ei de ce apare acolo. Ultima povestire e surpriza cărții, pentru că se leagă inclusiv de numele ei de autoare, deci Lavinica. De ce Lavinica? Deci, de unde diminutivul ăsta? Povestește acolo, trebuie să faceți acolo. Luați, cumpărați cartea ca să aflați de ce autoarea se numește Lavinica. Culmea, povestirea se cheamă Roberto, dar face o analogie foarte simpatică. Și, deci, nu pot să spui că e o povestire mai bună ca cealaltă, cum se întâmplă de obicei, știi? Uh-huh. Mi-aduc aminte că la Bookfest, de exemplu, am prezentat cartea lui Corcheș și cartea Rezervația, a lui Cornel. Și ții minte că... Și ții minte că la Corcheș, Adrian a spus la un moment dat și aseară am prezentat, am vorbit despre o carte la care ultima povestire era cea mai bună și cea mai așa, acum prima Rezervația, prima este cea mai bună. Și aici nu e cazul. Adică părerea mea este că sunt pe nivel egal. Asta înseamnă că le-a lucrat foarte bine și nu întâmplător, cred că și ordinea. Sunt 21 de povestiri în total, dar ordinea cred că e gândită și ea clar, dar ei reflectă foarte bine universul ăsta și se închide cercul la un moment dat cu ultima povestire, într-adevăr se închide cercul și rămâi așa cu un gust amar. Ce mă întrebam eu, că cred că amândoi am prins bine, bună parte din comunism, știi? Da, nu, mai scăpăm, nu mai scăpăm de, de fantoma asta, de... Adică ne-a intrat în sânge și la generațiile mai tinere am văzut. Păi da, dar știi că e chestia la ei acum. Eu am o problemă cu cărțile scrise de generațiile care au trăit primii ani în comunism, 5-6 ani, pentru că nu sunt autentice neapărat. Pentru că sunt născuți în anii 80, 81, și pe de altă parte, deci ei de fapt povestesc din amintirile părinților. Ceea ce este un pic mărturie, știi, la mâna a doua, știi, ca la istorie. Ce mai e așa rezidual? Prima parte a anilor 90, care păstrează amprenta din comunism. Sunt câteva cărți care sunt scrise și care reflectă anii 90, dar nu sunt toate bune, părerea mea. Și nu sunt toate de același nivel. Nu neapărat de 90-i care au trăit asta, ci de generațiile astea născute în anii 80. Deci aici este problema, că au apărut foarte multe discuții pe, și ar fi bine să se facă și o dezbatere reală cu criticii care mai sunt. Așa, dar să se facă, pentru că, într-adevăr, la un moment dat apare ideea asta, bă, la un ce e autentic din povestea aia, ce mai e, că nu e chiar, știi? Adică e o poveste inauzită, până la urmă, știi? Exact, la mâna a doua, a treia mână, unii aud de la bunici și deja... Uite, ăștia ca mine care am trăit, da, sau că mai nu mai... Mai... Nu mai sunt credibil. Da. Dar lasă că vin eu cu pastora română și o să rup lanțurile. Exact. Dragi prieteni, îi mulțumim Nonei Rapotan de la BookHub, care ne-a făcut treaba. Îi mulțumim frumos. Vrem să arăt și asta așa. Începe, și nici coperta nu e întâmplătoare. Da. Începe în câteva minute lansarea volumului Bărbatul fără cap. Eu am cap, așa că uite vorbesc. Lasă-l acolo că e bun. La Vinica Mitu. În colecția Egoproză, care este coordonată de Lucian Dan Teodorovici. Așa, este o carte de povestiri foarte prizată deja și recomandată de Nona Rapotan.
de Bogdan Alexandru Stănescu, care urmează să vorbească și, și Simona Antonescu, și bineînțeles de Florin Iară, de bătrânul nostru și mereu tânărul nostru prieten. Da. Așa. Vă reamintesc să vă abonați la canalul nostru YouTube 1000 de semne și intrați pe Patreon 1000 de semne pentru a dona ca să sprijiniți proiectele noastre. Mergem la lansare. 5 minute. Hai. Da. Nu mai avem nici microfonie. În schimb avem un scoană de vot care ne aduce aminte că suntem de Victorii. Bună seara și bine ne-am regăsit. La lansare de carte românească, ceea ce îmi place foarte mult. Pe terasa asta am avut parte de câteva lansări de carte foarte frumoase. Până nimica, încă sunt deja la a doua lansare, nu m-am avut-o la Bookfest. Atunci ne-a fost și Bogdan alături. De data asta o să începem cu Simona Antonescu, scriitoare și trainer, pot să spun deja, de, da, pentru că deja are o serie nouă de cursanți la cursurile de creative writing. Bogdan Alexandru Stănescu, în calitate de Ianuș trainer, fost trainer, și evident cu scriitoarea Lavinica Mitru. Bărbatul Florica, povesteam un pic mai devreme cu Gelu Diaconu că toți avem capetele pe lume astăzi, ceea ce ne și încântă că ne putem întra unii la alții, dar lăsăm la parte emoțiile, pentru că avem emoții, ca de obicei, și vorbim despre o carte, așa cum am spus și la Bookfest, foarte bună, nu mă feresc să o spun, o carte de povestire care s-a scris în ritmul ei, și asta o să povestim și în seara aceasta, că e clar că nu s-a scris ușor. Povestiri care se încheapă toate într-un singur univers, un univers familial din care evident face parte bărbatul fără cap și o să vedeți cine este acest bărbat fără cap. Un univers specific anilor 80 din regimul comunist românesc. Cei care sunteți de față, probabil că vă aduceți aminte că nu au fost tocmai cei mai buni ani din România, pe care a avut România, mai ales după cei de-a din mondial. Povestiri care sunt pe cât de bine structurate, pe atât de bine definite și cu subiecte oarecum diferite, dar care ajung să convergă, să ajung toate în același, în același punct, ai un punct comun. Ce mai au în lume specific o să descoperim împreună cu invitații. Prima o să o rog pe Simona să deschidă seara, pentru că Simona o cunoaște și pe Lavinica, o cunoaște foarte bine și cartea. Știu că are povestiri preferate sau, mă rog, care îi sunt mai apropiate. Nu știu dacă e indicat să facem ierarhia povestirilor, eu nu mă feresc să o fac. Dar să vedem cu ce începem. Personaj, poveste, univers, ce este mai apropiat. Hai că s-a întrebat de great în prima. Cred că atmosferă, dar cred că răspunsul meu este atmosferă, pentru că sunt tipul de cititor care caută foarte mult atmosfera într-o carte. Mi se pare că oricâte rețete am încercat să dăm scriitorilor începători pentru construcția unui personaj sau a poveștii, nimeni nu ne-a putea da vreodată o rețetă pentru atmosferă. N-ai cum să înveți un om să creeze atmosferă. Ceea ce cartea Lavinica Mitru, bărbatul fără cap, are din plin. Atmosferă creată din mai multe, cum să le zic, metode. Sunt originale metodele ei, o să vorbesc pe rând despre toate. Povestirea aceea preferată, nici eu nu pot să le ierarhizez, doar că într-una dintre ele am o bucățică de suflet. Pentru că este construită la provocarea mea. Și sunt foarte mândră că am provocat așa ceva.
O să spun toată povestea. Începe cu momentul în care am cunoscut-o pe la Dumitra Mitu, am cunoscut-o într-adevăr la cursurile de scriere creativă. Cursanții primiseră atunci ca temă să scrie un text pornit de la dilema frenului, care este o problemă cunoscută de psihologie, da, și de logică. E foarte frumoasă problema, nu știu ce mi-a venit atunci să le iau ca temă. Ideea este că o să spun un pic pe scurt problema, pentru cei care nu o știu. Sunt 5 oameni legați pe o șină de tren. Trenul se apropie în viteză. Pe o altă șină este legat un singur om. Și întrebarea problemei, problema care se pune, este dacă eu, tu, oricine încearcă să dezlege problema, ar acționa, adică ar muta macazul ca să treacă trenul pe șina care are un singur om, sau dacă nu ar acționa, dar asta ar însemna că trenul trece pe șina care are 5 oameni legați. Bineînțeles că nu conta foarte mult alegerea pe care o făceau ei, nici nu există un răspuns corect. Răspunsul doar arată dacă arată un pic ce fel de personalitate are fiecare. Și este vorba despre alegerea, balanța dintre alegerea pe rațional și pe emoțional. Nu are legătură cu răspunsul corect. Ceea ce conta de fapt era ca fiecare cursant să reușească să intre în pielea oricăruia dintre aceste personaje și să redea emoțiile întregii situații. Asta ne interesa la curs. Ceea ce a făcut la Vinica Mitu atunci, a îmbinat această problemă cu o frântură din problemele ei personale, din viața ei personală, din o traumă care macină. Și simplul fapt că a adus viața personală în această poveste a făcut ca textul să capete un fel de profunzime, nu clar, nu un fel de clar profunzime, dar un fel de atracție magică, așa, pe care nu o poți explica decât dacă scriitorul este sincer, se dezvăluie și se arată într-un text. Textul se regăsește astăzi în novelul și aș vrea să vă citesc un pic, o să mai discutăm după aceea, dar vreau să vă citesc doar un fragment, pentru că este un text scris de un om la un curs de scriere creativă. Mie mi s-a părut cu totul deosebit. Tatăl care cere țigări. Tatăl care cere țigări e singur pe șina lui. Are în mână o cutie de chibritul, scoate câte un băț, îl aprinde, îl bagă în gură câteva secunde, apoi desface buzele și suflă din gură o tăpare mici de foc. Maica mă roagă să ies din casă măcar un pic, să mă vadă, nu trebuie să vorbesc cu el dacă nu vrea. Cine l-a chemat? Am zis el că vrea să vină. Hai, famică, că e taică, că e păcat de la Dumnezeu. Când zice femeia asta blândă, bunică și bună care ar putea să ierte orice pe lumea asta. Ba chiar, cred că le-a iertat pe toate, mai ales ce nu ar fi putut fi iertat de nimeni. Mi-e dragă și nu vreau să o supăr, dar Dumnezeu nu ar trebui să se bage între noi. Nu mă duc, zi să plece. Dar ce vezi, deschid ușa, nu să rămân în capătul scărilor. Mamă, vezi? Ce vrei să vezi? Și el se uită în pământ și îmi răspunde. Nimic, tati, pe tine, ce mai faci? Aș putea să-i arunc foarte bine, dar da, mă uit pe deasupra lui și mi-aprind o țigară. Mai fumez, îl aud și acum chiar mă uit la el ca să mă convinc că e doar încurcat de situație și nu păr. Da, mai fumez, dar nu-ți dau nicio țigară. Acum nu-i dădeam nici când așa cum nu-i dădeam nici când venea după mine și vara mea Alina, atunci când ne duceam în grădin la WC și ne striga de după gata. Fumați, îi dați și lui tati o țigară. V-a dat mai ca bani de tâlp. Hai, mă, tati, dă-mi și mie acolo de 50 de ani, tata, ai și tu. Nu știu dacă v-a impresionat atât de mult că m-a impresionat pe mine atunci. Este o scriptură foarte, foarte sigură și foarte sinceră. Este extrem de greu pentru un scriitor aflat la început de drum să știe cum să fie sincer, fără să cadă în niște lamentări care nu au nimic de a face cu literatura. Aici îți dat perfectă dreptate și să nu uităm că vorbim de povestire care este un gen care se scrie foarte greu
Pentru că, într-adevăr, trebuie să ai de toate. Adică să ai și personaj, să ai și atmosferă, să ai și subiect și să nu le pierzi pe niciuna din vedere. Pe de altă parte, dimensiunea, într-adevăr, pune niște probleme. Și povestirile sunt cam de aceeași dimensiune, nu putem să spunem că e una mai lungă sau mai lungă decât celelalte. Ce am remarcat sunt mai multe elemente pe care le-am remarcat la carte, dar am remarcat, evident, în primul rând, cuvintele din dicționar, definițiile, de fapt, care nu întâmplător sunt puse în context, și sunt unul dintre centrele de greutate ale fiecarei povestiri parte, pentru că evident că fiecare povestire are un punct nevralgic, da? Un punct în care emoția se simte foarte bine și cumva aceste definiții vin să contrabalanceze, vin să acorde un respir. Pe de altă parte, ce mi-a plăcut foarte mult și iarăși ține de scriptura și de forța ei de scriptoare este finalul. Pentru că la o povestire, finalul este pe cât de greu de scris, pe atât de fascinant și într-adevăr trebuie să știi să te oprești și vă dau un singur exemplu, o povestire în care personajul principal este tataie, culmea, nu tatăl sau mama. Și care se încheie așa. Ce nu a știut tataie este că la ceva vreme după ce el s-a dus, copilul cu ochii albaștri a fost trimis din nou la țară, pentru că n-a fost bun de carte și nu au avut ce să facă cu el la oraș și de aceea stă acum cu mine în grădină și sparge nuci, nu mai are ochii roșii de plâns, se aude motorul unei mașini care se apropie și tresar când aud. A venit tati. Mă duc la Cișmea să-i iau apă rece. Deci e un final pe cât de plin de emoție, pe atât de provocator, da? te provoacă cumva să reiei povestea de la început și să o recitești și să îți dai seama că, de fapt, la fiecare recitire ai alte și alte emoții, ceea ce chiar ține de calitatea ei de scriitoare. Bogdan, știu că ai emoții care țin nu neapărat de poveste sau de felul cum s-a construit cartea, ci de felul cum ai cunoscut-o pe la Vinica. Hai să vedem ce informațiile astea, cum ne împachetăm. Vă mulțumesc mult până momentul în care prima pe microfon. S-a împătinit și am găsit de microfon, le pierd imediat, așa cum își leapă de șarpă de piena. Dați-mi că am mai vorbit la două lansare în acestei cărți, la altul de carte Bookfest, și pentru că doresc să mă repet, nu o să mai spun nimic din ce am spus atunci, dacă mi-am impus să evit anumite teme și cuvinte, cum ar fi creative writing, trauma, unicorn, bineînțeles. Și o să încerc la altceva. Acest altceva presupune să plec de la o frază din carte, care mi se pare mie că ar fi miezul acestei cărți. În toată povestea asta, sunt singura care nu a uitat. Totdeauna asta nu este o carte de povestiri. E părerea mea de cititor, amator. Este o carte extrem de unitară, care țâșnește dintr-un narator egal cu sine și este o carte a memoriei. Este o carte a amintirilor și o carte a vindecării prin amintire. Are Philip Roth un personaj absolut fabulos care spune așa la un moment dat: orice om care nu este alcătuit din amintiri nu merită numele de om. Atenție, care nu este alcătuit din amintiri, deci nu un om care se conține amintiri sau să-i dă acces la amintiri, să fie alcătuit din el, să fie învelit în amintiri și carnea lui să fie alcătuită din amintiri. Deci avem de face aici cu un narator care este om, din acest punct de vedere. Amintirea, accesul la amintire înseamnă deconstrucția amintirii, deconstrucția memoriei, apoi reconstruirea și reconstituirea ei, proces care dă naștere actului narrativ, actele succesive narrative care sunt, se încheagă într-o construcție finală circulară. Construcția asta se sprijină pe doi piloni.
ușor identificabil. Ioana a vorbit deja despre unul dintre ei. Este vorba despre pilonul lingvistic, structurat sub formă unui dicționar în timp. Da? Vorbim despre intrări de dicționar care apar în fiecare povestire și care structurează memoria, așa cum în psihanaliza lacaniană, inconștientul este structurat asemenea limbajului. Aici, actul rememorării se sprijină pe un schelet de dicționar. Un al doilea pilon este cel al senzorialității. Naratorul are acces la memorie prin intermediul simțurilor. Le folosește ca pe niște cărnice cu care se scoate amintirile din sine. Da? E vorba despre simțul tactil, despre gust, despre durere de toate felurile. E vorba despre mângâiere, despre mirosuri. Este o carte extrem de senzorială și de aici cred că vine și plăcerea pură a lecturii, pe lângă cea profundă a memoririi acestui act al memoriei. Dacă pilonul acesta lingvistic de structura cărții, carnația este cea senzorială și cred că ordinarea dintre aceste două este cea care face ca noi să putem spune fără nicio urmă de îndoială că e o carte de proză foarte reușită și după mine nu e o carte de debut, e o carte la care s-a lucrat atât de mult și s-a lucrat, la care la mine că a lucrat, că nu suntem un colectiv aici în uzină, dar e o carte foarte matură. Asta e un lucru care îți sare în ochi de la prima pagină, e o carte care, așa cum s-a spus, își permite să utilizeze sinceritatea, să o pună în joc, fără patetism, și să o folosească ca pe un altă. Pentru că, până la urmă, asta face un scriitor, folosește toate aturile pe care le are în mânecă. Și vorba marelui scriitor, vai de familia în care s-a născut un scriitor. Se aplică foarte bine aici, în cazul la tine. Da. Îți dau perfectă dreptate, apropo de simțuri și nu întâmplător mi s-a deschis cartea la albanezi, care începe cu trei cupe ciocolată, lămâie și un sărat cu căpșuni, trei cupe vanilie, pepene galben și fructe de pădure, trei cupe vanilie, lămâie și căpșuni. De fapt nu, m-am răzgândit. Fructe de pădure în loc de căpșuni. Cornet crocant și dulce, în care aveam în cap bulgări reci, un plus cu bulgări cu bucăți de fructe. Azi nu. Îmi aprind o țigară la trecerea de pietoni. Culoarea semaforului se schimbă. Verde, pistic, rămân pe loc. Oameni grăbiți mă ocolesc, termin țigara, o sting sub talpa sandalii și caut cu privirea un coș de gunoi, o bancă, două, trei, găsesc abia la a cincea. Sunt din nou la Unii. Vânzătoarea îmi zâmbește. V-am văzut când ați trecut pe aici. Chiar m-am mirat când v-ați oprit. Trei cupe, patru vă rog. Vanilie, lămâi, căpșuni și un sărat. Azi sunt fericită pentru că sunt o mame și oameni mari, au bani și își pot cumpăra câtă înghețată vor. Azi sunt tristă, așa cum ar trebui să fie fiecare om care nu are un termos roșu. Apropo de senzorialitate și de culoare, care efectiv fiecare culoare exprimă ceva, dar mai are ceva cartea, are niște imagini recurente și una dintre aceste imagini este cea cu mama care spală rufe și se chinuie să le stoargă. Cei care am trăit în comunism știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Și n-are cum să se șteargă imaginea asta din memoria afectivă, pentru că efectiv este una dureroasă. Care revine nu întâmplător în anumite momente, apropo de ce spunea Bogdan, dar într-adevăr la Bucfest am pomenit și de unicorn, am pomenit și de traumă, nu le mai aducem în discuție. Imaginea asta recurentă are legătură cu trauma, dar evident că, așa cum spuneam și cu, vorbeam și cu Simona, cartea asta are primul de atmosferă, are tot ce trebuie ca să poată fi citite și ca să ajungă la public. Cititorii de toate vârstele pe care ar putea să spunem, ar merita cartea asta. Dar eu acum vreau să încep cu să întreb pe Lavinica cu Coperta. Cum ai ajuns la Coperta? Pentru că, iată, și Coperta are culoare, da? Are straturi de culoare și nu întâmplător este acolo un omuleț.
emoții mai mari am eu. Este microfonul, sunt obișnuită. Bogdan ești probabil mai obișnuit și Simona și Nana. Cu Poperta a fost simplu. Pentru că toată nebunia aceea cu pregătirea cărții pentru a intra în tipar s-a întâmplat foarte, foarte repede. La un moment dat chiar simțeam nevoia să-l rog pe Adrian Botez să fac o pauză, să mă lase un pic să mă dezmedicesc, că nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Și după partea de corectură am ajuns la copertă și mi-a spus o să primești de la noi câteva propuneri pentru copertă. Zic ok. Întâmplarea a făcut ca aceasta să fie prima pe care am deschis-o. Întâmplarea face ca printre puținele fotografii pe care cei născuți în 80 și înainte le avem din copilărie, să existe o fotografie cu mine și sora mea. Eu aveam undeva pe la 5 ani, eu un an, într-un studio pe care probabil îl cunoașteți, clasic, cum se făceau fotografiile în acea perioadă. Sora mea stă în sânduleț pe scaun, iar eu în picioare lângă ea o țin de mânuță. Și momentul în care am văzut coperta m-a izbit amintirea aceasta. Recunosc că m-a atras și culoarea, pentru că mi-am dorit o copertă care să atragă atenția. Și atunci am zis ok, l-am întrebat pe soțul meu, le mai deschidem și pe celelalte? Hai să vedem ce ieși acolo. Am făcut ședință pentru că multe decizii pe care le-am luat referitoare la carte le-am luat împreună cu el. Și a fost varianta câștigătoare. Am făcut greșeala să mă mai consult cu niște prieteni care mi-au bulversat foarte tare și într-un final am zis ok, decid eu și rămâne coperta aceasta. Bucuria foarte mare a fost în momentul în care a fost publicată coperta pe Facebook, pentru că au venit multe reacții pozitive, laudative la adresa copertei și atunci m-am simțit și eu un pic împăcată, zic ok, am ales bine. Deci a fost o întâmplare, nu știu dacă neapărat întâmplare. S-a întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple. Lucrurile au fost cumva aranjate independent de voința mea. Nu știu dacă s-aude, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Cum simți cartea acum, după ce îi dați drumul în lume? Inițial, după ce am trecut de partea de corectură, la ultima povestire, efectiv, am izbunit în plâns și am spus nu mai pot să mai corectez, nu mai pot, efectiv, nu mai pot citi cartea. Am trecut de atâtea ori prin ea încât nu mai suport să o citesc. Același soț a insistat spunând, mai fă un efort pentru că îi vei da drumul la tipar și îți va părea rău dacă îți scapă ceva. De scăpat, probabil, să mai fi scăpat. Mi-am propus în momentul în care am ținut-o în mână să o recitesc. Deși a spus că nu voi mai citi niciodată. Nu am făcut asta încă, dar mi recitesc cartea prin ochii cititorilor. Și e de-a dreptul magic să citesc recenzii, să citesc cum s-a văzut bărbatul fără cap dincolo de interiorul acesta care a construit povestirile. Pentru că am senzația că de fiecare dată se vorbește despre cu totul și cu totul altă carte, nu cea scrisă de mine. Și e normal să se întâmple asta, pentru că fiecare cititor, în momentul în care se bucură de o carte, o citește cu propria personalitate, cu propriile emoții, cu propria lui experiență, cu propria lui copilărie și atunci e normal să se vadă diferit, pentru că, deși, așa cum spuneam la un moment dat, întâmplările din această carte sunt simple, sunt banale, le cunoaștem toți, am trecut toți prin ele. Dar în momentul în care ești cumva forțat de o carte să te întorci la ele, tu, adult, povestea se schimbă. Și unghiul din care privești lucrurile e cu totul și cu totul altul. Simt nevoia să o mai țin puțin de mână, deși la un moment dat, la unul dintre cursuri, ne spunea unul dintre traineri, în momentul în care cartea pleacă în lume, nu mai țineți de mână, are drumul ei, are viața ei, doar că eu încă simt să țin puțin așa de mână, să nu-i dau drumul de tot, să nu plece de tot de lângă mine. Deși eu simt cum se îndepărtează câte puțin, câte puțin și simt că nu mai aparține încetul cu încetul, nu mai e a mea. Asta înseamnă că deja începi să faci loc următoare de cărți. Ce am promenit la
la Bookfest și vreau să spun aici este că, într-adevăr, vorbim despre un scriitor care n-a ajuns scriitor, o scriitoare care n-a ajuns scriitoare întâmplător, ci a făcut niște cursuri. Și spuneam că vorbim deja despre comunitatea acestor cursanți, a scriitorilor care au urmat aceste cursuri cu Bogdan, cu Florin, cu Cezar, cu Simona și... mai sunt voi. Da? Marius Chivu, în primul rând, că e și el acolo e miezul. Vorbim de niște scriitori care deja au vocile lor distincte, vorbim de o comunitate de scriitori români care se sprijină și care se ajută reciproc. L-avem pe Cezar în public, care și el este cursat și care nu lipsește aproape la niciuna dintre lansările colegilor, ceea ce este fantastic. Rar vedem așa ceva în vreastră în România. Și ce îmi place mie e că fiecare are profilul lui de scriitor distinct, dar un profil distinct, ceea ce înseamnă are maturitatea lui, ceea ce înseamnă că trainerii chiar își fac treaba, le găsește la fiecare, găsiți vocii de fiecare în parte, ceea ce este foarte, foarte, foarte bine. Simona, zici mie cât de bunuiți a fost să-i găsești vocea. Nu știu dacă e foarte potrivit spus că le găsim vocile, pentru că la Vinica și încă mulți alții care sunt în cursuri au vocile în texte. Deci vocea se găsește clar în texte. Eu înainte să debutez n-am apucat să trec printr-un curs de creative writing și mi-aș fi dorit. Și acum din apucii trainerului îmi dau seama că ceea ce mi-a lipsit cel mai mult și cred că singurul adevărat ajutor pe care îl dă un trainer este că îi dă încredere unui om ca la Vinica sau ca Cezar sau ca Remus, că este și Remus Bolden aici, le dă încredere să facă mai departe ceea ce fac, atâta tot. Cred că nu se pune problema să îi găsești o voce. Am citit special din textul acela ca să vezi că vocea de acolo, ăla nu este un text prelucrat după ce mi l-a dat mie la curs, absolut deloc. Iar vocea lui nu se simte diferită în carte. Asta e foarte bine. Ok, ce mai spunem despre el, Avinita? Păi să spunem despre carte, nu despre Avinita. Să spunem că există în carte, pe lângă cele două chestii structurale despre care vorbeam, niște personaje excelent construite, memorabile. Nu-mi place să folosesc termenul, dar chiar sunt memorabile pentru că mama e atât de bine construită încât, cum se spune în creative writing, am zis că nu o să folosesc cele două cuvinte, aruncă umbră. Are umbră, da? E o femeie micuță, îndârjită, care se bate cu viața, care îi se rup tocurile câteodată, fiindcă se bate cu colegii, cu hândrălei care îi asaltează fata, care spală. Spălatul ăla e un not simbolic, pentru că semnifică foarte multă îndârjire caracterologică și e vorba de un consum al energiei și de o sublimare, cum ar fi spus tata Freud. Pe urmă avem un tată care e atât de prezent în absența lui, încât devine chiar mai mare decât mama. Asta e foarte important de spus. Și între aceste două personaje ai naratorul care gravitează, așa e ca o minge de ping-pong între două palete. Și iar îmi vine să zic trauma, mă, și o să o opresc, tensiunea la care e supus personajul este în același timp tensiunea cărții. E firul roșu care leagă toate povestirile într-o carte unitară, din punct de vedere al construcției. Da, e Dulce Amăruie cartea. Se citește în foarte multe registre, într-adevăr. O carte pe care se asortează cumva, apropo de înghețata aia la care s-a deschis cartea. Sunt fan, înghețată orice ar fi și înghețata de la Albanez chiar e foarte bună. Nici nu știu dacă era una la Amzei, dacă nu mă înșel, la un moment dat, niște albanezi, acum nu știu dacă mai sunt. E o carte care duce foarte multe... Am
amintiri în prim plan și așa cum spunea și Bogdan, marele merit este într-adevăr să, că ne face să conștientizăm că suntem făcuți din ceea ce suntem alcătuiți din aceste amintiri. Și atâta timp cât ne negăm rădăcinile, ne negăm practic dreptul la viață. Ca să încheiem cu la Dumica, cu scriitoarea, o să-i dau ei microfonul și o să o las pe ea să închidă seara și, evident, după aceea, liber la autograf. Vreți să vă citesc? Da! Da? Da. Ok. Am răsfoit cartea, nu am citit, am răsfoit cartea astăzi, în căutarea trei fragmente de pictele. Am reușit să... Da. Zic eu că am reușit să le... O să încep cu ceva mai vesel, pentru că a fost o provocare pentru mine să mă dezmint puțin prin carte de acea lipsa umorului despre care vorbesc foarte des. Eu nu cred că am un simț al umorului foarte dezvoltat. Și m-a provocat Simona când a postat astăzi un fragment din povestirea Tu ești mai mare, care este scrisă pentru mamaie, care nu a știut niciodată ce s-a întâmplat cu rața. Să nu ai niciodată încredere în rațe. Nu există păsări mai ingrate, mai inutile și mai greu de suportat decât în aripatele astea, care mi-au distrus șansa de a încăleca cel mai înalt armăsar din herghelia lui Neatu Dorică Pândaru. Le-am iertat faptul că făceau ouăle alea scârboase care aveau gust de untură râncedă amestecată cu cretă. Le-am iertat faptul că aveau carne ațoasă și mestecam la ea până mă durea maxilarul când n-aveam cum să o scui, fără să mă vadă mamaie. Le-am iertat pentru toate nopțile în care le apuca măcănitul când voiam să sar pe geam în grădinița cu flori. Trezeau toată casa în frunte cu mamaie, care ieșea cu frontala lui unchiul Mihai pusă peste batim și începea să țipe de ziceai că-i posedată. Ho, ho, dicorii la rațe, ho! Ia de mai sare geamul dacă poți. Stătea Nicu și mă aștepta în capul uliței de pomană, că eu făceam de pază la rațe. Le-am iertat până și pentru toate urzicile culese cu mâna goală și tocate pentru bobocii ăia prigăjiți cu care umpleau curtea primăvara. Și poate, dacă nu s-ar fi găsit una dintre ele mai cu moț, să se strecoare pe sub ulucile gardului în grădină, le-aș ierta și pentru altele. În toată povestea asta sunt doi vinovați, sora mea și rața. Pentru că astăzi a plouat și pentru că am o relație aparte cu apa, nu mă așteptam să plouă, chiar dacă alesesem o bucățică din textul 6 ape. O să citesc și de aici foarte puțin. Apă, ape, lichid transparent și incolor, fără gust și fără miros, reprezentând o parte oxigen și două hidrogen, și care formează unul dintre învelișurile Pământului. Unul dintre învelișurile sub care am vrut să mă ascund, pentru că din șase ape sunt făcută și, de fiecare dată când am crezut că am reușit să devin invizibilă, lichidul acesta cu definiție greșită, gusturi, mirosuri și culori infinite, m-a împins la suprafață și m-a arătat celorlalți așa cum nu am avut curaj să fiu. Apa de sâmbătă. Apa de sâmbătă a fost prima și poate cu ea am avut cea mai sinceră relație. Îmi dau seama că a fost singura apă caldă dintre toate. Apa pe care mama o încălzea în tulci pe flacăra mare a aragazului. 5 sau 6 tulciuri. După ce îl golea pe primul în cadă, acoperea apa cu o folie de plastic ca să nu se răcească. Urmau al doilea tulci, al treilea. Când apa ajungea la jumătatea căzii, dădea drumul la robinet să o încropească cu apă rece. Prima era sora mea. Când venea rândul meu, apa era hăluie, dar tot îmi plăcea. Mama se spălea în aceeași apă, doar că ea apuca să intre în cadă când deja era rece. O dată pe săptămână. În rest, ne spălam în ligheanul mare de metale mai lat. Și bineînțeles, nu puteam să-l ratez pe bărbatul fără cap, a doua povestire din carte. A fost o provocare să mă decid să nu fie prima, ci a doua, și cred că am ales bine. Iubește-ți capul, mi-a zis. 2 ședințe pe săptămână, 120 de lei ședința, în total 960 de lei pe lună. Puțin sub jumătate din salariul meu. Iar ea îmi spunea să-mi iubesc capul. Și gata, migrenele vor dispărea.
neurologi, ginecologi, oreliști, psihiatri, endocrinologi, alergologi. Toți au ridicat din umeri. Au scris rețete peste rețete și eu am umplut dulăpiorul din baie cu analgezice și am așteptat. Am așteptat să vină și să treacă. Nu mi-amintesc când am început. Știu doar că trăiesc cu ele de ani de zile. Poate le aveam de dinainte să fiu. Poate erau migrenele mamei mele și le primise în moștenire la naștere. Fără voia mea, fără să mă întrebe cineva dacă le vreau. Și acum i-am spune să-mi iubesc capul. Vezi tu? Capul meu se răzbună. Știe el că nu-l iubesc și atunci decide să mă pedepsească. Își strânge tâmplele până mă ustură pielea, pocnește din degete invizibile în urechile mele, aceleași degete îmi zgârie ochii, mă apasă pe ceafă, lovesc sub frunte deasupra nasului până simt durerea în maxilare, în gât, în stomac, din umeri până în vârful degetelor de la picioare. Capul meu își creează o identitate proprie și pune stăpânire pe tot ceea ce este carne în mine, iar eu trebuie să-l iubesc. Gândește-te la el în fiecare zi, uită-te în oglindă și spune-i că-l iubești. Scrie că-l iubești. Așa mi-a zis. Se scriu acolo, în agenda în care notez tot ce mi se întâmplă. Ce mănânc, cu cine vorbesc, ce vorbesc, unde merg, cât dorm, cum dorm, ce visez și ce nu visez. În agenda aceea trebuie să scriu cum iubesc capul. Și toate astea pentru că am avut încredere în ea și am povestit despre el. Uite, capul lui Vasilică tăia și pus la ea. Se minunau oamenii când mă vedeau. Și ce se mai minunau? Mă uitam în oglindă și vedeam capul meu. Nici o urmă a capului tatălui meu. La început i-am ignorat. Oameni mari, ce știu ei. Apoi a început să-mi placă. Dacă nu aveau nicio reacție când mă întâlneau, mă supăram, le țipam în gând. Nu vedeți? De ce nu ziceți nimic? Uitați-vă la mine, capul lui Vasilică tăiat și pus aici. Și m-am oprit din țipat doar când l-am cunoscut cu adevărat pe cel care mergea fără cap, pentru că cineva îl tăiase și îl lipise de gâtul meu. Mulțumesc, urmați! Succes! Așa, exact. Succes va veni ca în continuare. Știu sigur că o să ajungă cartea la cititorii buni, cititorii pe care îi merită. Și de ce nu să vină și pe ei? Deci, bărbații fără cap, e Gătoază, e Dumnezeu Apolino. Succes! Mulțumesc! Îi le lași tu lui Bogdan? Îi le lași lui Bogdan. Da? Da. Nu mai predă? Nu, a plecat. Vai ce seminarii făceam acolo, la scuia de educație. O să se mure, a vrut să vină la... Bine, distracție frumoasă în continuare sau ce-a fost bine.